Primăria Ploiești și RASP fac apel la locatarii de la bloc să elibereze spațiile din uscătorii care au devenit adevărate depozite de vechituri. Operațiunea Marea Debarasare, organizată de autorități, oferă ploieștenilor avantajul de a scăpa de electrocasnicele defecte fără niciun fel de efort fizic sau financiar. Este de ajuns un simplu telefon la numărul 0244541071 și angajații firmei de salubritate vor veni să ridice gratuit obiectele defecte. Acțiunea a început săptămâna trecută și se va finaliza vineri 6 iulie. Dacă ne gândim la acest aspect al comodității, este foarte important ca toți ploieștenii care dețin astfel de bunuri uzate să apeleze la noi, la Regia Autonomă de Servicii Publice, fiindcă au un mare avantaj. Cei de la operatorul de salubritate vin personal și le ridică din incinta locuinței. Practic, ele nu trebuie depozitate într-un spațiu special amenajat. Deci pot fi luate chiar din incinta locuinței. Să le transmitem și locuitorilor de la bloc, care cei mai mulți dintre ei au uscătoriile blocate cu astfel de produse electrocasnice care nu mai folosesc nimănui, că pot veni cei de la Rosal, vin direct acolo și ridică obiectul. Absolut. Este un mare atuș și practic se pot degreva de aceste deșeuri care sunt inutile și ocupă un spațiu ce ar putea fi valorificat într-un mod mult mai eficient. Mai mult de atât, beneficiază de un voucher. Fiecare deponent al unor astfel de deșeuri beneficiază de un voucher, urmând ca peste câteva zile, pe 9 de fapt iulie, să fie organizată o tombolă. Fiecare participant la această campanie denumită Sugestii Marea Debarasare are posibilitatea să câștige unul din premiile puse în joc. Printre cele peste 40 de premii oferite la tombolă se află bunuri precum fier de călcat, storcător de fructe, filtru de cafea, televizor și aspirator. Persoanele care au echipamente electrice și electronice de mici dimensiuni se pot deplasa la centrul de colectare din strada Ciprian Porumbescu, unde vor primi la schimb un voucher. Până în prezent, 70 de ploieșteni s-au înscris la tombolă.